scurtul. Da, domnul director, să vedem cât de subiecte. După cum știți, eu nu sunt specialist în istoria primului război mondial și ca atare n-am putut să dau curs solicitării domnului ambasador Bugar de a alcătui un referat, un comunicat. Vreau însă, fiind prezent la această activitate, să vă propun, ne propunem să reflectăm asupra câtorva elemente concrete de istoric, așa i-a prezent. După vizita aspectului la Constanța, pe 3 iunie, împreună cu ministrul externe rus Sazonov, premier-ministrul României, Nicea Bărbarea Prahovei, și ca din greșeală au depășit granița cu Săvârșile Paiescu cu Daline Prahove, de Iubul de Zaftra, și ca nu era o greșeală, așiblis, perișli granițu v predea intenție care avea să se materializeze în septembrie, în septembrie. Vă semnați că vă simteam. Convenția română-rusă, semnată la Petrograd, prin care Rusia recunoștea dreptul României de a anexa teritoriile de Rusia, Ucraina, la bravă România, era prima mare putere care recunoștea România cel drept. Celelalte puteri, Marea Britanie, Franța, Italia, vreau să o facă peste 2 ani prin Italia, convenția politică din 4 august 1916. Să mergem un pic mai jos. Prin tratatul de la San Stefano din 19 februarie 1978, poarta recunoștea independența României, evident la solicitarea Rusiei. Celelalte mari puteri, Marea Britanie, Franța, Germania, aveau să recunoască independența României peste câteva luni, la 1 iulie 1878, prin tratatul de la Berlin. Sigur, acest tratat de la Berlin are și o conotație negativă pentru România, pentru că s-a prevăzut anexarea de către Rusia a celor 3 județe de sudul Basarabiei, revenit de la România, la Moldova și apoi la România, în 1856. Dar acest tratat de la Berlin consfințează un acord încheiat la Reichstag între țarul Alexandru al II-lea și împăratul Franz Iosef. Cu alte cuvinte, aceste două mari puteri se înțeleseseră deja asupra acestui aspect. Acum, venind foarte aproape, o să mă refer la pactul Molotov-Ribbentrop, care prevedea practic cedarea Basarabiei către Uniunea Sovietică, pe formula aceea că Germania se diferențează în Uniunea Sovietică, manifestul deosebit de mers, dar care avea să fie recunoscut de marile puteri, Marea Britanie, Statele
confiscat de rămâiterea Americii prin Convenția de Armistițiu din 12 septembrie 1944. Și nu numai a pactului Molotov-Ribbentrop, dar și a anexării Bucovinei de Nord de către Rusia. Cu alte cuvinte, acele mari puteri democratice au consfințit pactul Molotov-Ribbentrop și încă mai mult decât atât. Ca să nu mai vorbesc de tratatul de pace din 10 februarie 1947. Și acum o știre difuzată în ziua de 30 mai 2014. Un comunicat din partea Ambasadei Statelor Unite la București. Se precizează, deci, în comunicat că lucrările de infrastructură de la Deveselu vor fi executate de o firmă turcească, Zafer Taglut, pe care eu n-am mai avut. Contractul are valoare de 25,8 milioane euro. Compania turcă va construi mai multe clădiri, una cu două niveluri pentru dormitoare și cantină, una pentru activități publice, un depozit, un cabinet medical și o altă clădire unde vor fi verificate toate persoanele care vor avea acces în bază. De asemenea, firma turcă se va ocupa de parcări, gard, canalizare și instalație electrică. Așadar, ceea ce se spunea că românii vor avea locuri de muncă, statul român va avea câștiguri de pe urma instalării scutului antirachetă, se dovedește a fi o exagerare, ca să nu spun altul. Și iată declarația în continuare a ministrului apărării Mircea Dușa. Lucrările din baza militară de la Deveselu sunt în grafic. Atât cele realizate de partea română, cât și cele realizate de partea americană, nu zice turcă. Și face următoarea precizare. Ministerul Apărării Naționale trebuie să realizeze la baza militară de la Deveselu iluminatul perimetral, deci din afara perimetrului, și partea referitoare la securizarea zonei, precum și pavilionul pentru militarii români. Așadar, aceasta este contribuția și implicarea și oferta de muncă și, evident, de plătirea muncii la respectiva bază militară. Îmi pare rău că domnul ambasador a plecat, dar sper să-i se comunice faptul că dânsul s-a arătat dispus să sprijine accesul istoricilor români la arhivele din Federația Rusă. Voiam să-i adresez rugămintea să asigure și accesul la documentele privind tezaurul României transportat la Moscova în 1916 și 1917. Comisia pentru tezaur, care s-a înființat pe baza declarației comune semnate de cei doi miniștri de externe, Igor Ivanov și Mircea Geoană, prevedea constituirea unei comisii care să analizeze problemele existente pe plan istoric între România și Federația Rusă, cu mențiunea problema tezaurului. La repetatele stăruințe pe care eu, în calitate de președinte de partea română acestei comisii, le-am depus pentru a se asigura accesul la documentele de tezaur, nu am primit un răspuns pozitiv. Și de aceea, evident că această comisie nu-și poate îndeplini, practic, misiunea pentru care a fost creată, anume de a pune la dispoziția factorilor politici
de decizie informațiile necesare. Așa încât, dacă domnul ambasador va stărui în această direcție, îmi exprim speranța că vom merge spre a putea depune la Ministerul de Externe al României și Federației Ruse un raport corespunzător. Vă mulțumesc! Mulțumesc!